Și revenim la a doua zi de Bruxelles. De la fix jumătatea temperaturilor care se înregistrau acum două zile. Vineri, că astăzi, în duminică. Suntem în cartierul european. Tremurăm de frig la 16 grade. Aici e un mare manifest în față, nu știu ce vrea lumea să facă. Uităm o parcare și aici. A? Bicicleta. Dar de ce nu mergi pe stradă? Politică sau ce? Ce drag? Am venit să ne murdărim clipul de politică. Politică ceva? Politică? Vreți politică? Da, la... Cu fac aia, cu țigările. Țigări? Politică ceva? Politică? Băiatul. Politică ceva? Sunt ăștia pe sumână, păi cred că ăsta de aici. Cred că ăsta e cu... Uite, are acolo, are pusă politica în alea. Hai de politică! Cu filtru, fără filtru, cum vreți. Ce să mai ai? Niște țărani. Ăștia să ia bio. Băiatul, politică ceva? Stați așa că ne luase râsul direct de data de la asta politică. Aici era gara? Aici era gara, zici? Aici era o mică gara. Gara Luxemburg. Și aici, de fapt, aici, din motivul ăsta nu au construit aici. Aici zici? E o caleferată. Unde? Și mic. A, da? Păi și ce, nu putea să scoată? Doamne, ce prost sunt. M-am filmat în modul selfie. Și acum am intrat aici. Să vedem cât o fi ora. Sunt 5. A, uite că a venit Paul. Poftim, cum? Ce? Politică, da? Puțină politică, dacă aveți. E timbrate sau netimbrate, nu? Nefiscalizate, domnule. Cum? Nefiscalizate. Nefiscalizate. A, stai. Nu înțeleg de ce au acolo 5 ceasuri toate aceeași oră. Adică nu putea să fie... Nu putea să fie pe diferite orașe, știu și eu, da? Trebuie să cheltuie banii pe ceva. Da, cred că arată, mă, nu, că arată în orașe diferite. Arată cât e ceasul în Ghent, cât e în Bruxelles, cât e în Bruges, cât e, nu? Și surprinzător aceeași oră. Da, arată cât e ora în fiecare. Hai să-l film din nou. Am intrat ca prostul aici și mă filmam pe screen selfie. Eu am zis că filmez normal și de-aia mă filmam. Și după aia m-am dat seama. Oricum, azi e duminică, nu se lucrează. Poate mai lucrează niște stagiari. A, poate, da. Niște secretare cu șeful. Mă studiază niște dosare în weekend. Da. Da, ce lucru aici, ce e? Aici. Nu bate soarele nicăieri, niciodată. Este o scară care este în același timp pentru handicapați. A, da. Și mai este o chestie, este că treptele nu au exact aceeași înălțime, deci dacă se spune să face un atentat și cineva vrea să fugă pe aici, nu ai cum să fugi în scările astea. Ia încearcă. Chiar că... Îți dai seama, dar poți să sari cu motocicleta dacă e, nu? Da, scările astea sunt dubioase, rău. A, deci pe aici vine și îi lasă, nu? Da. Intră domnul acolo. Paul Henry. Și pac. Vrei poze? Îmbrăcată?
aici și după aia. Și după aia poți. Altiero, Spinelli. Bănesc ăștia au fost ăștia, jimeche, care are vorba aia. Fondator din aia, știi. Ăștia au avut cele mai mari vânzări pe aici. Băiatul, politică, politică, băiatul. Și aici, știi că peste drum, sunt anumite regiuni care și-au făcut ele ambasadă, cum ar veni, a Bavariei ar fi asta. Și în grădina acolo, că vedeți, sunt niște struși cu capul în pământ, așa, metaforic vorbind, lângă locul unde se face politică. Băiatul, băiatul, politică? A, nu? Nu. A vrut, domnule. Mergem mai departe, da, noi tot după cartofi. Părintele Europei, nu? E asta, arcul de pământ, cum ar veni, dar da. Uite-te mai încoace să vezi arcul de pământ. Dar nu este Saint-Antoner, deci este un arc de pământ construit pentru 50 de ani ai Iberiei. Poate Consiliul de Consiliul de și, de fapt, Consiliul adevărat e clădirea următoare. Cu ferestrele alea. Și arhitectul a ales ferestre din forme din toată Europa, așa. Dar nu le văd pe alea românești, pentru că erau românești, erau termopanal. Da, nu știu. Preponderent, da. Asta este comisia. Și restul aici, în funcție, sunt birouri. Clădirea asta. Clădirea asta, aici este în comisie. Comisia. Băiatul, băiatul, politică ceva? Da, mai politică. Ia să vedem, sunt ăștia acasă. Că nu m-a prostit. Nu lucrează niciunul. Cred că poate e ăla de acolo. De la colț. Au ăștia politică netimbrat aici. Stați așa, e zoom-ul prea. Asta e o bucată din zidul Berlinului. Zidul care a căzut în 89. Cu Kennedy care a zis, ich bin ein Berliner. Și Berliner e gogoașa aia, știi? Berliner. Da, 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 da. Și aici, bineînțeles că o să ne băgăm în poze. O priză aici, mă. Comisia Europeană. Și Părintele Europei. Mite. Dar ăștia scările merg singuri, bă, băiatule. Merg scările singure, e incredibil. De la telefon. Dar ce țiu e tot? Ceva exact atunci, știi? Exact acum, a intrat alarma. S-au deschis toate părțile.
Le-am dat semnal de la telefon. Aolo, dar aici e la fel ca afară. Bate vântul. Prin și trenul. Păi și ce nu păstăriți din mers? Aici e linia de tren, metrou era mai jos. Destul de scurt trenul. Cu peron pe partea stângă. După ce când ni s-au deschis porțile de la metrou gratis să intrăm, noi n-am profitat. Ne-a dat Dumnezeu un semn și am rămas pe aici. Ah, sper să nu uite drepturile de autor pe ce cânta la acolo. Era doar instrumental. 2 euro. 1,60? 2,20 era cartofi în Germania. 2,20 kg a luat. Ce vrei să iei cartofi de aici? Nu, doar am vrut să compar prețul. Are și pule, uite că mi-e și rușine să zic. Da, am văzut. Empanadas. Pule și ce mai scrie aia că am văzut noi? Uite cireșe vise. Cât e kilo de banată? 6 euro. 6 euro cât vine? La noi cum era? Era mai ieftin, nu? Da, jumătate de kilo. Jumătate de kilo. A, ochelari da. Și la noi cât mai naiba era? Nu știu ce un kilogram preț. A, da, la noi era vreo 4-50 kilo. Da, pe dacă mă duc la piața mare, eu știu 3 jumate. Acum ce să fie perioada. O, pe vizin. Asta ar fi show. Oh, se fierbe și se mănâncă. Hai, profil, să tână bateria. Și bineînțeles că ne-am luat și cartofii de rigoare belgieni. O chestie vreau să vă zic. Bine, hai. Săriți la troacă. O chestie vreau să vă explic. Că aici poți să vii cu cartofii de ei cumpărat de aici și să te duci la terasă să-i mănânci. Și uitați că scrie acolo, pe banda aia, în toate limbile, aproape, că ai acceptat să vii cu cartofi prăjiți. Pommes frites, fict accepte, fries allowed, da? Se pare combinații. Și că sunt foarte recunoscuți, motiv pentru care poți să vii de la terasă cu ei. O gâscă egipteană ne strigă. Și am fost, bă, băiatule, cu cartofii aia. Și ne-am dus la terasa unde m-am arătat că ne primește. Să ne luăm și noi o sticlă de ceva să bem la cartofi. Și mi-a vărsat o spătărița, bă, un sfert de Sprite în braț. S-a spart și sticla, vrea să ia. Mi-a mai dat niciun bacșiș. Au și pui astea. Acum, da, le dau un zoom. Ce mănâncă la iarbă, i-a pus măsa. Dar măsa nu mănâncă, se uită la ei. Mâncați-mă tot. Mâncați-mă tot. Melon ciocolată. Are o dată. Avec cap. Tu as déjà goûté ça ou pas? Bah genre au tacos oui. C'est la même apparemment. Hein? Mais si je mange ça, après je travaille plus en fait. Je vais être comme ça. Regarde mon doigt.
Mersi. Atât de mult. Ne-am luat ciocolata? Da, 27 și ceva a fost în total. Și ăsta era magazinul. Și dacă ne-am luat și ciocolata, suntem fericiți. Ciocolata, misiune încheiată. Și cu asta basta, am ieșit din galeriile cu moluri. Încheiem călătoria noastră la Bruxelles. Până data viitoare. Mulțumim, Paul, pentru ghidare și vă dorim foarte multă la revedere!